Salutare prieteni, o să vă spun câteva cuvinte despre un eveniment la care am participat, dar din cauza condițiilor destul de grele în care s-a desfășurat evenimentul și nu spun asta cu răutate, ci din m-am bucurat să fiu prezent acolo și să mă confrunt cu diversele situații de Overload și dificultățile puse în cale de organizatori dar spun că din cauza acestor dificultăți a fost destul de greu pentru noi să filmăm am filmat bucățele și încercăm să compunem un film acum în așa fel încât să înțelegeți câte ceva din experiența pe care am avut-o la această lansare de Ford mă rog lansare, haideți să spunem mai degrabă eveniment unde am luat contact cu un model complet nou pentru mine respectiv Ford Bronco în două versiuni de echipare și un model care mie mi bine cunoscut, tot în două versiuni de echipare, respectiv pick-up-ul Ford, cel mai vândut pick-up din lume la ora actuală, Ranger, în versiuni de echipare Wildtrak și Platinum, și cu noua motorizare diesel V6. Sigur că am fost în principal pentru pick-up, am vrut să experimentez la prima mână, să spunem, acest pickup V6, însă tocmai pentru că evenimentul a fost desfășurat pe parcursul a două zile în condiții relativ grele de off-road, adică off chiar și la prezentarea care ni s-a făcut înainte să plecăm s-a specificat acest lucru că o să mergem și o să facem lucruri pe care în mod normal nu le-am putea face oricât de mult ne-am vistrăduit noi fiecare la cei prezenți, că am fost vreo 16 persoane, cred, fiecare în media lui sau la nivelul lui, că presă scrisă, televiziune sau influenceri, internet și așa mai departe, oricât de mult ai fi vrut să faci o vreo să ți-l filmezi tu singur, să te duci în condițiile singur, nu ai fi putut, nu aveai cum. Pentru că la finalul evenimentului, când s-a tras din și s-au spălat mașinile, niciuna dintre mașini a rămas întreagă. Întreagă nu în sensul că s-au distrus mașinile, dar uh, au mai fost zgrieturi și un uh, Ranger Platinum a făcut chiar și o pană care era să ne pună o problemă. Mă rog, nu insistăm aici, a fost, a fost o a lipsit o piesă, o, un antifurt de la Ross și nu s-au putut uh, deci a trebuit să se pună o roată de la un alt Ranger la cel care făcuse pană pentru că lipsa antifurtul, mă rog, o poveste de genul ăsta. Ce este important însă de subliniat și de asta vreau să aduc în discuție dificultatea evenimentului, că am stat, cred că în a doua zi, cred că am stat vreo 10 ore în mașină continuu, dintre care 6-7 numai pe traseu de off-road și este destul de dificil traseu de off nu însemnând că noi ne-am plimbat pe niște drumuri forestiere relaxante, nu. Au fost trasee gândite dinainte să fie practic la limita permisivă în care aceste mașini destul de diferite pentru că pick ul este în ciuda faptului că e cel mai vândut și competent până la urmă pentru că și acum mi s-a demonstrat încă o dată ce competent e Rangerul în teren accidentat. Deci în ciuda acestui aspect nu poate fi comparat direct cu un Bronco care Bronco am avut două variante Outer Banks și Badlands care sigur sunt două specificații cumva diferite adică Badlands așa cum îi spune și numele vine direct pregătit de off-road din fabrică în timp ce Outer Banks-ul e mă rog, tot pregătit de off-road din fabrică dar la un nivel un pic mai mic. Ambele modele am avut patru mașini un Bronco Outer Banks și trei Badlands deci toate aceste patru modele au au defilat practic pe, pe traseul respectiv și pentru mine acest lucru a însemnat de fapt o, mai mult o încununare nu a acestor modele Bronco că era logic la ce sisteme aveau și o să revin imediat asupra lor era normal să se descurce ci mai mult au pus în evidență celelalte modele Ranger la care nu mă așteptam să văd că până la un punct pot să ducă traseul de off -road cod la cod cu modelele Bronco, dar asta s-a întâmplat inclusiv cu modelul Platinum care din păcate din cauza jantelor mai de teatru a făcut și pană, însă impresionant și am avut și niște mașini de asistență, cred că două au fost Ranger Raptor evident și Raptorurile nu mai discutăm că s-au descurcat fără, fără, probleme. Acum, bun, ce vreau eu să vedeți în, film, în filmările astea și sper să se observe că a fost un traseu oarecum dificil. A fost gândit traseul în așa fel încât să vedem toate sistemele disponibile atât pe Bronco cât și pe Ranger. Dacă atunci când noi le prezentăm, le arătăm în mașină, uite că avem diferențial blocat în față sau diferențial blocat în spate sau nu știu ce sistem sau moduri de off-road, sună impresionant. Este și mai impresionant când ești în realitate pus în situația în care mașina nu ar urca dacă tu nu selectezi corect, să zicem, suita de sisteme necesară pentru a înfrânge respectivul obstacol. Și asta s-a văzut foarte clar și la Bronco și la versiunile de Ranger. Acum mi e pare rău că traseul fiind preponderent de offroad deși am avut și ceva șosea, însă viteza cu care s-a desfășurat și faptul că a fost un eveniment destul de condensat m-a împiedicat să trag niște concluzii și asupra consumului de carburant, pentru că de exemplu, majoritatea modelelor Bronco aveau 21 de litri după parcursul de offroad în combinație cu cel de șosea. Dar eu când am venit acasă cu un bronco am reușit să scot un 10, 10 și ceva la sută, adică extraurban, alergând destul de tare mașina. Deci greu în aceste condiții să poți să faci o comparație cu restul de modele pe care noi le-am încercat de-a lungul timpului. Și atunci ca o și o invitație, practic o să vă invit să aveți răbdare până când aceste mașini o să vină la noi la niște filmări detaliate și atunci probabil că vom avea informații mai bune pentru că nici la Ranger nu mi-am dat seama cât consumă în realitate un, diesel din asta V6 pentru că în general pe toate display pe care m-am uitat prin mașini era cam la 16-17 litri la 100 de km, ceea ce sigur poate să pară mare sau la nivel de Raptor, dar date fiind condițiile nu, nu putem să ne plângem pentru că a fost off-road. Ce aș vrea să vă spun eu câteva cuvinte despre atât despre modelele pe care le-am avut. La fel la Ranger avem aceste două versiuni Wildtrak cu pe care nu mai știți că am mai prezentat o Wildtrak. Deci o versiune, să spunem, așa cum îi spune și numele, mai orientată către uh, off în timp ce Platinum este versiunea dacă vreți, mai premium de pickup în uh, accepțiunea celor de la Ford. Și asta înseamnă că deși e o mașină care are pe ea majoritatea competențelor pe care le au și celelalte mașini, configurația este una mai interesantă, în sensul că ai niște jante mai mari, mai luxoase, la fel la interior sau la exterior sunt detalii care subliniază cumva caracterul mai deosebit al mașinii, în timp ce Wildtrak-ul pe de altă parte este mai pregătit pentru off și la fel și interiorul și exteriorul și dotările subliniază la fel orientarea mașinii mai degrabă către off -road. La fel și la Bronco Outer Banks vs Badlands. O să vă zic câteva vorbe despre date care mi s-au părut mie interesante. O să încep cu Bronco, deci am avut 27 motor V6 de 335 de cai, cutie automată cu 10 trepte, toate mașinile au fost cu cutie automată, toate mașinile prezente în test. Ce este de remarcat? Cuplu maxim 563 de Nm, 0 106,7 secunde la Outer Banks și viteză maxim 161 de km pe oră. Iar aici vreau să insist, greutatea de Lucrul la un Outer Banks este de 2,28 tone, adică la gol practic mașina este destul de, de grea. În ciuda acestui aspect, eu zic că s-a desfășurat foarte bine în teren accidentat. O să vă zic și câteva date despre unghiuri. Unghi de atac 38,1, degajare 31,4. Dacă ai cârdic, unghiul de degajare devine 29,6 și unghiul de trecere 21,9 grade. Garda la sol în sarcină maximă, și interesant, 201 mm, trecere prin vad 80 de cm, la fel ca la un Ranger, dacă mi-am amintesc eu bine, nu mă știu dacă e 80, sau 80, 80 de cm sau 85, dar mă rog, cam pe acolo. Iar consumul mediu este de 13,7 litri la 100 de kilometri. Așadar, ce am văzut noi în vreo 21-22 de litri la sută nu mi se pare foarte, foarte mare consumul. Ce era interesant pe mașină și o să revin când o să avem mașina la noi, bară este stabilizatoare decuplabile și cuplabile din interior. O așa zisă frână de colț, de fapt un fel de sistem pe care îl are de altfel și Toyota pe, lent, pe niște Land Este un sistem care în off îți permite să virezi, să zicem, nu chiar ca un tank, dar îți blochează electronic Frâna de la interiorul virajului, să spunem, în așa fel încât, dacă tu ești virat stânga, îți înfrânează cumva roata stânga spate, în așa fel încât să poți să ai o rază de virare mult mai, mult mai bună și să te ajute să depășești obstacole fără să faci manevre care te-ar putea pune în situația de a pierde a rederența, de a te răsturna sau de a nu depăși obstacolul respectiv. Deci, astea sunt chestii foarte, foarte interesante. Bineînțeles, majoritatea mașinilor erau dotate cu diferențiale blocante și pe față și pe spate și în traseele pe care am fost toate aceste sisteme au fost, deci dacă nu le cuplai pe toate îți era foarte dificil spre imposibil să depășești obstacul, adică am văzut lucruri foarte interesante în primul rând față de alte mașini cu care m-am mai jucat în off -road. la Ford am constatat faptul că diferențiale față și spate lucrează în primul rând independent, adică le poți activa, dezactiva din buton dacă se îndeplinesc condițiile, bineînțeles, adică trebuie să fii în, în reductor și acolo te poți juca cu butoanele sau în funcție de moduri, pentru că în funcție de modurile de overroad în care ești, dacă ești în crawl sau în altceva, automat te ghidează ca să te duci în reductor și îți și decuplează bara stabilizatoare sau îți uh, cuplează unul sau două diferențiale în funcție de situație. Deci ce informație zic eu că merită reținută de aici, că diferențialele lucrează independent, deci nu ai o ordine anume, cum se întâmplă la în alte mașini, cuplezi în t diferențialul spate, pe urmă cuplezi diferențialul față, decuplezi în t diferențialul față și apoi decuplezi diferențialul spate. Nu, aici nu ai nicio treabă, deci cuplezi și decuplezi în funcție de nevoie. Vrei să decuplezi fața, decuplezi fața, vrei să cuplezi spate, decuplezi spate și așa mai departe. Deci astea sunt lucruri foarte interesante și în același timp rapiditatea cu care o face este peste orice sistem pe care l-am văzut până acum. Adică nu, nu stai ca la alte mașini, stai un pic, acum schimbăm, cuplăm cum se numește diferențialul, în câteva secunde o să fie gata și îți dăm noi un semnal când poți să faci. Nu, ai apăsat pe buton și cam mai în secunda următoare sistemul este cuplat și poți pleca și te poți ajuta de treaba. Deci asta e o chestie absolut fantastică. Bineînțeles că și bara de, cuplare, bara stabilizatoare la fel îți permite niște flexări foarte interesante. Ea se recuplează automat la viteze, dacă mi amintesc eu bine, de circa 38 de km pe oră. Deci în momentul în care depășești 38 de km pe oră, bara se recuplează automat. Sigur, fiind acolo împreună cu să zicem niște trainer de offroad pe care am avut oameni cu experiență și care cu asta se ocupă, n-ai cum să nu înveți, înveți destul de multe chestii, înveți faptul că, de exemplu, în funcție de cum sunt poziționate roțile față de caroserie, dacă roțile sunt mai scoase în afară sau mai băgate în interior, ai mai multe șanse slash ghinion de a freca pragurile în momentul în care te deplasezi în lateral cu mașina. Dacă roțile sunt mai scoase în afară, nu frești pragurile. Dacă roțile sunt mai băgate la interior, poți să frești pragurile dacă nu ești atent. La fel, avem o gardă la sol care este precizată, da, 20-21 de cm sau 23, nu știu cât este la Ranger, însă aceste lucruri sunt variabile în timp ce mașina se conduce dinamic în off-road, Adică, nu este ca și cum tu ai o, o riglă cu 21 de cm și domne, nu depășești dacă nu nu se întâmplă nimic dacă tu nu depășești un obstacol mai mare de 21 de cm. Nu, pentru că mașina flexează, greutatea se lasă și garda la sol care tu credeai că este uriașă s-ar putea să nu mai fie atât de uriașă sau să ai zone sub mașină unde să fie mai jos. Deci toate lucrurile astea trebuie gândite și s-au văzut foarte clar și la Bronco și mai ales la Ranger, la mă rog, Ranger mai puțin important că spunem Ranger, ci la stilul de caroserie, cât de importantă este o caroserie de tip cum este caroseria de pe Bronco față de o caroserie de pickup, unde cum îmi place mie să spun ca picu -peros ce sunt, avem coada lungă și întotdeauna când vei aborda un obstacol, să zicem o rampă da, cu un unghi substanțial de urcare, o să descoperi că o să dai cu coada. Deci o să și în momentul ăla și în traseul nostru de off-road cu Ranger a trebuit să demontăm cârlige de remorcare ca să putem trece, da? deci ca să mărim cumva unghiul de degajare și așa mai departe. Deci oricum ca experiență foarte frumos și repet o să revin cu, cu amănunte despre acest lucru. Să vă mai zic două vorbe și despre celelalte mașini care au fost, de exemplu Badlands-ul, tot 335 de cai, tot automată cu 10 trepte, 0,107,2 secunde, tot 563 de Nm, numai că greutatea 2418 kg, deci mult mai greu decât Outer Banks. Unghiuri de atac 40,6, degajare 33,3, 31,3 31 grade cu cârlig. Vedeți diferența? Este foarte simplu de sesizat față de versiunea Outer Banks. Unghi de trecere 23,6 sau asta e unghiul de rampă. Garda la sol în sarcină maximă 221 de mm, da? Și consum mediu 14,2 litri la 100 de km. Emisiile nu mai discutăm, că iar intrăm într-o discuție care mie nu-mi place, cu 338 de grame de CO2 pe km. Bun. Spuneam că am avut și niște rangeruri cu motorizare V6. Ce mă impresionează foarte mult și mi-a plăcut și la Raptorul generația anterioară și, în general, la Ford, și am povestit treaba asta: cum se aude motorul înăuntru. Deci, în toate aceste mașini, nivelul de zgomot de antifonare este atât de bine studiat și atât de bine făcut, încât, pentru mine, este un standard. Adică, dacă nu îndeplinești standardul pe care îl are Ranger la nivel de zgomot ca pickup, ești sub Ranger, fără discuție. Și am observat asta și la V6: absolut superb se aude motorul în orice în orice turație ai fi, în orice treaptă, oricum ai fi, nu se aude un zgomot care se deranjeze, nu se aude nimic care să te scoată din sărite. Aici, ca și date tehnice, dacă vreți, motorul se numește ecodat cumva DSL Lion B, are 240 de cai, tot automată cu 10 trepte, cilindre 3 litri, viteză maxim 180 de km pe oră, 8,7 secunde. Greutatea proprie la fel mare, la fel ca un Bronco, 2486 de kg. Față de Raptor tractează 3500 de kg fără probleme și sarcina utilă 1.50 de kg, adică ceea ce numim noi un pick-up de o tonă lejer. Gardă la sol neîncărcat 22 de centimetri aproximativ, mă rog 21,9, unghi de, unghi de atac 28 de grade unghi de degajare 22 de grade, unghi de rampă 20 de grade și unghiul de înclinare laterală 25 de grade, atenție, neîncărcat, 80 de cm adâncimea vadului. Varianta Platinum, asta e o diferență foarte importantă pe care trebuie reținută, venea cu anvelope All Season, dar pe jante din aliaj de 20 de inch, așadar cu balon mai mic, de aceea Probabil cum a lovit, cum a luat un lateral, o piatră, s-a și tăiat cauciucul. și important și de reținut, probabil și o să se vadă în filmări cu toate mașinile participante la această aventură: faptul că anvelopele AT erau de diferite tipuri și dimensiuni pe mașini, și sigur cele mai, să spunem, supărate cu ghilimele de rigoare sunt și cele care au rezistat foarte bine pe acele drumuri pline de. Să zicem pietriș, stilul pentru care de altfel anumite AT-uri, că dacă ne gândim la BF, la BF Goodrich, știți la ce mă refer, ca KO sau KO2 cum se mai numeau ele, sunt gândite din start să fie foarte rezistente pe drumuri cu pietre tăioase. În timp ce alte anvelope, chiar AT, care erau echipate pe mașinile noastre de test, nu s-au descurcat atât de bine în momentul în care flancurile au intrat în contact cu aceste pietre tăioase. Deci este foarte important de reținut că de aia și spun la Bronco ambele variante Outer Banks și Badlands, chiar dacă ele vin echipate, de exemplu din fabrică vine Badlands pentru off-road extrem, totuși și de aici mai departe există un nivel de preparare adaptat la ceea ce faci tu în fiecare zi. Deci dacă tu faci off-road cu adevărat extrem, pleci de la o bază de band lens și îți faci propriile tale modificări. La fel și la pick este valabil, poți sa iei, dacă iei un, un dar faci mai mult decât vrea wildtrak ul va trebui să-ți faci niște modificări, să te mergi pe drumuri forestiere cu pietre toioase tot timpul, anvelopele trebuie să fie cele care trebuie, garda la sol trebuie să fie cea care trebuie și așa mai departe. În fine, nu vreau să vă plictisesc, per total a fost o experiență pentru noi, deci poate mai puțin pentru voi, că nu știu cât am putut noi să filmăm și să vă arătăm în condițiile alea, dar pentru mine a fost o dovadă supremă că încă se mai fac mașini foarte interesante, sigur, fără limită de sumă, când vine vorba de bani, pentru că bronco de exemplu, erau undeva la 84.000 de euro, bucata și nici uh, cu Rangerul nu mi-era rușine în ceea ce privește partea financiară, adică trebuie să ai niște bonus ca să le iei, dar cine are bani și își poate permite, poate să fie convins și de imaginile pe care le prezentăm, că mașinile sunt extrem de competitive, nu, nu sunt doar niște jucării așa, domne, pline de lux și entertainment, în timp ce pe forestiere își dau duhul. Nu este chiar așa. Și repet, pentru mine cel mai impresionant lucru a fost faptul că toate rangerile până la urmă au făcut traseul și dus și întors în ambele zile de eveniment. Nu fără probleme, dar l-au făcut, s-au întors, întors și au depășit toate obstacolele fără ajutor extern. Deci nu, nu a fost vorba de troliere sau asistare alta decât că s-a schimbat o roată.